Suntem, doamnelor și domnilor, într-o situație originală. De obicei, invitații la această emisiune în proporție de 90 și cât vreți noastră la 100 sunt bărbați. În seara asta este o doamnă în prima oră de emisiune, doamna Daniela Oteșanu, președintele Organizației de Femei a PSD Vâlcea. Doamna, eu vă pun o întrebare. Noastră răspundeți cum vreți la ea. Aveți teme, aveți teme politice din județ și din actualitatea asupra cărora doriți să vă pronunțați? Că eu sunt curios cum judecați, adică venirea domnului Romeo Rădulescu ar fi o temă și modul în care a fost primit în PSD și modul în care electoratul PSD s-ar orienta unanim sau nu către dânsul. A doua problemă, candidatura domnului Mircea Gutău. E o chestiune care se dezbate probabil cea mai fierbinte dintre chestiuni. Sosirea DNA-ului la Consiliul Județean. Hotărârea luată de Curtea de Apel Pitești acum 3 zile cu privire la deciziile Consiliului Județean în decembrie 2014 și așa mai departe. Spuneți-mi dacă considerați... Haideți să începeți cu care doriți. Dumneavoastră începeți cu care vă place. Haideți să luăm în ordine în care le-ați da, cu venirea lui Romeo Rădulescu, cu intrarea lui în PSD și candidatura pentru primăria Râmnicului. Din ceea ce știu eu și știu bine, Romeo Rădulescu a apărut în această ipostază datorită faptului că de foarte multe luni de zile, dumneavoastră și dumneavoastră din media și colegii de la municipiu, l-au rugat pe președintele Gigi Maitan să-și exprime intenția de a candida, dacă o are sau dacă nu are. Corect, sigur. Ei, se tergiversase deja, cred eu, mult prea mult. Și să rămâi la jumătatea lunii februarie fără să ai candidatul la primăria municipiului reședință de județ, nu cred că este tocmai în regulă. N-am nimic cu domnul Matei și nu mă apuc eu să îi dau lecții acum pentru că nu-mi permit acest lucru. Dar mi-aș cerut o părere și v-am dat-o. Că domnul Dragnea a stabilit în biroul permanent de la București acest lucru, asta nu mi-aș permite să o comentez foarte tare, dar nu că mă bucur de venirea Romeo Rădulescu, dar simt că avem un candidat puternic noi în PSD prin venirea lui Romeo Rădulescu și chiar sunt sinceră, să știți. Da, vă cred. A fost un sondaj de opinie la prima conferință de presă pe care am avut-o PSD-ul anul acesta. Deja se vorbea în sală între colegii dumneavoastră că ar fi deja cineva prin oraș cu un sondaj de opinie în care Costi Rădulescu ar fi pe primul loc, dacă vă aduceți aminte, în conferința de presă. Nu mi-a rugat. Costi a spus că nu știe. Loc la ce? Într-un sondaj de opinie făcut în PSD pentru primăria Râmnicului. Păi da, era normal că e cel mai vizibil, nu e președinte. Nu, dar problema e, din ce am înțeles eu, că nu era acel Rădulescu. Era vorba despre celălalt Rădulescu. Am înțeles. Pentru că și el a fost ușor contrariat în momentul în care a auzit acest lucru. Nu se poate să nu știu. Deși era foarte posibil să nu știe. Dar la București li s-a spus foarte clar, și la București au fost și Laurențiu Coca și George Mihăilescu, și li s-a spus foarte clar că a fost un Rădulescu în sondaj, dar n-a fost el. Și a și ieșit pe primul loc. Procentele celor doi și ale lui Gigi Matei și ale domnului George Mihăilescu am înțeles că au fost mai mici. Nu vreau să mă hazardez să dau eu acum cifre pentru că nu este treaba mea. Așa s-a ajuns această variantă. Eu cred că Romeo are puterea să aducă lângă el segment de electorat, să poată să convingă oamenii. M-am cunoscut cu el, mă cunoșteam și înainte, dar am stat mai mult de vorbă cu el de când a făcut pasul spre PSD. Mie îmi place cum gândește și eu o să-l sprijin. Atât cât voi putea, eu îl voi sprijini pe Romeo Rădulescu. Păi dacă nu-l sprijiniți dumneavoastră de femei și dacă nu-l sprijină tineretul, nu câștigă, nu are nicio șansă să câștige alegerile. Înseamnă că vom fi foarte importanti și vom ține cont de importanța pe care o avem și o vom fructifica. Eu nu știu dacă dumnealui e conștient de chestiunea asta. Deci aici... Totuși este un om politic cu experiență, nu cred să... Da, dar vedeți dumneavoastră, principalul contracandidat... Și-a mai candidat de două ori pentru primărie. A mai candidat de două ori, a câștigat, o dată n-a câștigat. Dar principalul său contracandidat are un dezavantaj aici și anume... Că nu are și nu are timp să-și facă organizație de femei, dar abia și-o face paia. Vă referiți la domnul Gutău? Mă refer la domnul Gutău. Da. Deci dânsul o să-și facă organizația PER-ului, Partidul Ecologist Român, o organizație. Dar nu are timp să-și facă și organizație de femei și organizație de tineri. Da, timpul este scurt, într-adevăr. Și așa mai departe. Da. Și atunci, dar aici... n-aș vrea să comentez foarte mult eu din PSD despre candidatura lui Mircea Gutău. Chiar nu cred că este treaba mea să fac acest lucru. Da, mă rog, dumneavoastră... Fiecare are șansa lui. Mircea este un bărbat puternic, a demonstrat-o de atâtea ori. Romeo este un tip puternic. Bun, da. Se pune problema și... Nu, mai întrebat dacă nu o să
puteți să nu-mi răspundeți până la urmă, dar telespectatorii se uită și zic, domne, eu aș vrea să știu ce gândește domnul Otășanu. Deci, de ce? Deci telespectatorii sunt împărțiți în două. Unii spun, Mircea Butău a fost un primar atât de bun încât nu contează și dacă a omorât pe cineva, el trebuie să... Este dreptul la opinia al fiecărui cetățean. Să fie din nou. Alții spun, domne, nu se poate pentru că are două condamnări penale pentru fapte de corupție în primărie și că atare îl respingem. Și pe mine mă interesează să știu cum gândiți dumneavoastră, asociația de femei. Ați discutat problema acolo? Problema domnului Mircea Gutău n-am discutat-o pentru că nici nu era normal să o facem. Da, răspunsul este așa informal, ce gândesc doamnele din jurul dumneavoastră? Doamnele gândesc că nu se vor alinia, că este mult spus și urât spus, vor fi 100% alături de Romeo Rădulescu. Și asta vă spun pentru că știu precis acest lucru. Chiar și acele doamne despre care s-a spus că sunt apropiate politic, vorbind de domnul Ion Gigi Matei. Da, chiar și acele doamne. De interesant, pentru că... Nu am auzit până acum în partid, la municipiu, o voce care să spună altceva decât faptul că îl va susține pe Romeo Rădulescu. Aha. Da, simțiți că e din suflet sau numai așa zis? N-aș vrea să mă hazardez acum să spun cum simte. Eu vă spun declarația lor și eu cred totuși că nu vine o femeie să spună domnul susțin pe domnul Romeo Rădulescu doar așa să se afle în treabă. Până acum am discutat că femeile totuși au integritate și au alt mod de abordare. Și eu cred, dacă îmi spun așa ceva, eu chiar le cred. Da, înțeleg. Bun, deci acum am lansat și o idee, nu știu ce măsură... candidații la primărie trebuie să se bazeze pe femei. Femeile pot să facă. Dar întotdeauna au făcut-o, domnul Smeurane. Întotdeauna au făcut-o. Doamne, au făcut-o întotdeauna. Eu știu că au făcut-o. Da. Problema e că acum lupta este atât de clară. Eu zic că între doi, dar hai să-l luăm și pe domnul Grigore Crăciunescu în discuție. Haideți să fim sinceri. Nu suntem sinceri în seara asta? Păi este clar că bătălia politică asta înseamnă Romeo Rădulescu, Mircea Gutău. Bun, e clar, dar din politețe, să zicem, domnule, din PNL, politețe putem spune, sigur, PNL că PNL are și el un candidat, da. Îl cheamă Grigorescu, da. Și... Bun, acum și eu o spun pe toată lumea, că spui echidistant, cine se va baza pe tineret și pe femei, ca niciodată... Și va da și mesaje în sensul ăsta. Și va da și mesaje în sensul ăsta. Păi și femeile vor da mesaje, deci trebuie gândită o campanie cu țintă și către tineret și către femei. Da, sunt și parte într-o echipă de elaborare a ofertei electorale și voi ține foarte mult cu lucrurile. Da, da. Pe municipiu? Nu, pe județ. Pe județ. Păi bun, pe județ... Eu nu sunt de la... Adică organizația de unde provin eu ca și membru de partid este Băile Govora. Da, știu, domnule. Da. Știu asta. Deci municipiu... Bine, dar nu știu, trebuie să se consulte cu noastră, pentru că dacă nu veți mobiliza, deci cine va reuși să mobilizeze? Eu emit acum... o teză aici a campaniei electorale de la Vâlcea, de la Râmnicu Vâlcea, vreau să zic. Sunt foarte încântată de tema pe care o propuneți. Păi, dar e reală. Da. Adică lupta e, părerea mea, e mai dură ca niciodată. Timp ținând declarații, în sfârșit, a fost scandal, a trebuit să întrerupe emisiuni și mai departe. Am văzut aceeași. Bun, și atunci va maximiza șansele acel candidat care va miza pe femei și pe tinerele. Da, și pe femeile care știu să transmită mesaje în primul rând pentru femei. Sigur. Așa este. Pentru mine este foarte important lucrul acesta. Bun. Deci, cu privire la domnul Gutău, nu vă nu este problema. Exprimați. E problema întregului oraș. Nu pot eu să comentez acum candidatura domnului Mircea Gutău. Da, e o chestiune politică. Este dreptul domniei sale să candideze? Vreți să vă spun lucruri din astea așa banale? Nu. Da, e dreptul. Da. E dreptul. Și eu susțin același lucru cu toată ardoarea. Adică nu se pune problema. Bun. Mai departe. Vor fi dezbateri, probabil o grămadă de dezbateri în care oamenii vor putea să facă diferențe. Romeo, am înțeles că a lansat și ideea unor confruntări. N-ar fi rău. Prima dată cu toți candidații, că fiecare are o șansă să-și spună un punct de vedere atât despre el sau să spună ce are de reproșat celuilalt, după care cu cei doi principali competitori. Da, cred că nu se va putea realiza. Dar de ce niciodată nu se poate face așa ceva? Nu știu, domnul Rădulescu vrea, înțeleg. A spus-o de nenumărate ori. Domnul Gutău dânsul spune așa, că așa gândește, eu sunt în față, după studiile mele, analizele mele sociologice, sunt în față și dacă intru într-o confruntare directă, risc să pierd ceva. Păcând așa, dacă sunt în față, ce rost are să mă mai complic? S-ar putea să gândească așa. S-ar putea. Dar noi nu știm ce se va întâmpla peste o lună de zile, când lucrurile pot să arate altfel. Tușesc, am o mică broșită. De primăvară. Bun.
Haideți să ne referim atunci la cealaltă temă. Trecem peste asta, înțeleg. Ca un politic nu vreți să ne exprimați. Consiliul Județean, ce se întâmplă acum? Deci la Consiliul Județean se întâmplă tot felul de bizarerii, da, imediat după decesul președintelui, da, Ion Câlea. Da? Și vă aduceți aminte și ne aducem aminte și aș vrea ca și râmnicenii și toți vâlcenii să-și aducă aminte de acele spectacole jalnice și fără de sfârșit, 8, 9, 10 la număr, nici n-am mai reușit să mai țin șirul la un moment dat. M-am interesat eu, mi-am adus aminte. Care de care mai penibile? Ședințe, vreți să spun. Ședințele de Consiliul Județean în care se cerea o nouă configurație a conducerii Consiliului Județean, știm foarte clar, da? În care s-a spus de la început, domnule, conform legii, este clar că dintre cei doi vicepreședinți intră în competiție cu pentru a accede unul ca vicepreședinte cu atribuțiuni de președinte, după care dintre consilieri se alege un consilier cu atribuțiuni de vicepreședinte. Ce s-a întâmplat în acea sală am văzut cu toții, adică a fost ceva de râsul plânsul. Și până au plecat din sală și au luat o pauză, au mai luat o vacanță, au venit înapoi, nici mai știau când să doarmă și când să... Doi au demisionat. Două doamne. Când au doamna militar, cojocorul. Da, și doamna Lupu. Și doamna Lupu, da. Dar au demisionat după ce s-a întâmplat votul pentru Bogdan Pistol. Dacă vă aduceți aminte, da, când PSD-ul a votat ca să dezamorseze odată toată acea situație, însă cei trei consilieri UNEPR, proaspăt independenți după ordonanța 55, au hotărât să facă altă figură și să mai dea un time PNL-ului. Da, ce s-a întâmplat? Am văzut. Da, exact. Și uite acum ce se întâmplă, da? Domnul Păsat are probleme, se pare că are probleme, că numai instanța sau numai justiția va decide dacă are probleme sau nu are probleme. Are probleme. Când te pune DNA sub acuzare, deja nu mai ești, ești zombie, adică nu mai ești un om. Da, acum, vedeți, noi, și PNL-ul acesta, ce mesaje se dă? Nu că sunt eu cine știe ce mare politician, ce mesaje dai? După un Emilian Frâncu, scos de un USL, dar tot din PNL, care pleci cum pleci din primărie. După ce s-a întâmplat, spectacole triste despre care am vorbit, în care vine domnul Păsat, în calitate de prima dată consilier cu atribuțiuni de vicepreședinte, după aceea de vicepreședinte cu atribuțiuni de președinte, deja mă depășea ce vedeam. A fost normal că prefectul Cornoiu a atacat în contencios. Este foarte normal ce s-a întâmplat. Și acum vin cu ideea, nu, domne, că am ținut prima ședință, am anulat-o pe aia hotărârea și am mai adus una. Păi bine, domnule, dacă te-ai dus în instanță, instanța aia de judecată, nu te-ai dus și ai spus, domnule, stai un pic, eu pe prima am anulat-o, am venit cu alta. Instanța aia a ținut cont de acest lucru. Deci este clar că domnul Păsat, în momentul ăsta, trebuie să plece, să nu mai fie cu atribuțiuni de președinte. Bine, domnule, ar fi trebuit să facă pasul în spate imediat după ce DNA-ul a descins la Consiliul Județean. Da. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Da, abia am vorbit de bărbați și de... Mulți politicieni, nu contează partidele, în momentul, dacă erau pe o funcție de reprezentativitate la nivel județean, demisionau. Dăduceți-vă aminte că domnul Frâncu a făcut un pic de pușcărie. Mi-a părut rău de el, că e un băiat deștept. Oricărui om îi pare rău. Vreo 6 luni de pușcărie, dar n-a demisionat, nici de-al naibii n-a demisionat. Deci el acolo se duceau la el să-l roage la închisoare. Mă, te rugăm frumos, dă-ți tu demisia, că uite, ne țin... Nu, eu am făcut această paralelă, pentru că domnul Buican tot dorește o vâlce liberală. Păi care liberală? Asta pe care o vedem acum? În forma asta pe care am văzut-o de 4 ani de zile? E o întrebare. Da, e interesant, într-adevăr, ce înseamnă, ca și culoare, așa, a candidaților pe care i-a propus până acum, n-are noroc. Știți că sunt unii fără noroc în dragoste, unii fără noroc la candidații. PNL n-are noroc la candidați, de alminte, organizație excelentă. Da, cred mai puțin în chestia asta cu norocul la candidați. Și aleg dânsii niște personalități mai, cumva, care, până la urmă, au treabă cu DNA. Chestia de destin, domn. Bun, am înțeles și chestiunea asta. Iată, deci, că există opinii la Organizația de Femei. Există, dumneavoastră, da, o demonstrați. Atunci, solicitați-vă mai des în fața presei, veniți la conferințe de presă. V-am văzut la ultima conferință de presă. Am fost și la prima, pe anul ăsta. Ați fost și la prima? Bine, anul trecut nu s-au făcut conferințe de presă. Eu am insistat și să știți aici că sunt, scuzați-mă că vă întreb, sunt foarte prezent în teritoriu, alături, da, de Costi Rădulescu și de formația cu care mergem. Au fost numele vehiculate în presă de primari care au făcut sau se pregăteau să facă o sarabandă, așa, să treacă PSD, PNL, de la PNL. Și a trebuit să ne ducem spre aceste organizații și nu numai. Și ce se întâmplă? Explicați-mi un pic. Ce se întâmplă unde? Se întâmplă ce ați văzut. Să... Deci, după conferințele în care au venit și s-au oferit spectacolele acelea, au fost validați niște candidați pentru primari când a fost doamna Gorghiu cu domnul Blaga.
Înțeleg că au fost candidați și oameni care nu aveau dreptul să intre pe listă pentru a candida sau nu mai aveau acest drept. Nu l-am luat eu, Tejanu Daniela. Instanța a hotărât așa ceva. Și dacă nu mă înșel, este cazul primarului de la, fostului primar de la Lunu, domnul Boiangiu, și domnului fost primar de la Șirineasa, domnului Săraru, care, uite, acum sunt validați pentru o nouă candidatură. Deci nu reușesc să-i înțeleg. E adevărat că n-am eu atâta experiență politică să mă laud cu ea așa peste tot, dar chiar nu reușesc să înțeleg acest lucru. Deci, domnii liberali propun, doamnă, ca să le explicăm telespectatorilor, că altfel propun o chestiune... Scuzați-mă că vă întreb iarăși. Prima dată au propus niște criterii de integritate. Bine, alea sunt... Da, dar le-au propus. Alea sunt așa. Le-au votat și le-au asumat și când a fost vreo să le pună în practică, au uitat. Bun, alea sunt așa de ochii lumii, știți, de ochii soacrei sau nu știu. Atunci să ne spună și să spună vâlcenilor că sunt așa. Nu sunt așa. Nu o spune nimeni. Dar dânsii fac o deosebire și bine că mi-ați dat prilejul să spun, că e prin prima oară când spun. Deci la PNL Vâlcea se face o deosebire între candidatură, între avea dreptul să candidezi și avea dreptul să fie ales. Asta mi-aduce aminte, eu am mai spus, știți, în Evul Mediu la Sorbona, e o chestiune chiar amuzantă. Să discuta, filozofii discutau, dom'le, când te duci cu porcul să-l vinzi la târg, de ce tragi? De porc sau de sfoară? Și vă spun că nici până ziua de azi nu s-a ajuns la o concluzie. Așa și cu chestia asta. Deci dacă n-ai dreptul să fii ales, ai în schimb dreptul să candidezi. Dar nu vi se pare un nonsens? Păi da, dar să știți că și Eugen Ionesco și Tristan Țara și alții artiști, Doamne, ce nume grele puse, da. Sunt români. Da. Suntem și noi un pic români. Sigur că e aberant. E aberant. Eu nu cred, uite, de pildă, eu nu cred că domnul Săraru să preteze la chestia asta. Sincer vă spun. Adică... Știu, a apărut în presă că a fost validat. Păi o fi fost validat, dar... Între cei 65 de candidați pentru primărie până acum, din partea PNL-ului, unul dintre cei validați este domnul Săraru, de la Șirineasă. Da, în sfârșit, dânsul are o problemă, are o hotărâre judecătorească, eu îl stimez foarte mult, dar nu cred. Nu da, știu, și eu, dar una este una și alta este alta. Da, e corect, nu cred. Sper să nu se preteze la o chestiune absurdă. Nu contează cine o face, nu contează partidul, sper să nu o facă nimeni. Adică... Nu, dar am mai auzit o chestie de asta așa drăgălașă, dacă n-ar fi năzbătioasă, că ajungem la birou electoral și ea o să respingă atunci. Păi stai un pic, că nu trăiești în altă lume decât în asta în care acționează și birou electoral județean. Cine? Adică vii cu listele aici, uite, ăștia sunt candidați, ia și declarația și știți bine că trebuie să spună, au niște declarații care se referă în mod strict la lucrul acesta. Efectiv, nu pot să înțeleg cum s-a... E o strategie, da. Domnul Buican este un om creativ, doamnă, și ne propune și chestii de-astea filozofice. Nu mi s-a părut, să fiu sinceră, până acum, dar poate că mai am timp să mă edific. Haideți cum să nu, să-l iei pe Frâncu din fotoliu de senator, să vrei să-l faci primar, când domnul nu avea nicio treabă cu administrația locală, nu trebuie să dai... De acum nici domnul Frâncu nu cred că era un copil. Păi nu era. Și-a dorit. Și-a dorit, dacă domnul Buican ar fi zis, domnule, noi nu suntem de acord, noi organizația, hai să propunem un manager, în fine. Dar chestii trecute, dacă vreți. Doamne, mă cam îndrept spre ultima întrebare pe care voiam să vă adresez, una puțin mai complexă. Vreau să-mi spuneți... Care ar fi spotul sau buchetul sau gama sau lista de motivații pentru care doamnele din orația dumneavoastră intră în politică? De ce ați sesizat că intră în politică? Pentru că cred că unele doamne intră din anumite motive, altele din altele, din altele, din altele. Da, sunt și femei care, ca și bărbații, pot intra interesate în politică. Așa. Interesate de ce? De un post, de... Și-o fi, da? Sunt și astfel de femei. Cred că sunt și astfel de femei. Eu nu cred că sunt în PSD, dar ele există. Dar sau poate există și în PSD, dar nu le știu eu. Dar nu e neapărat rău. Dacă vreau să fac carieră dacă politică... Dacă știi că ai valoare și o poți demonstra, sigur, este chiar foarte bine să ai sprijin politic pentru, și pentru un lucru de... Femeile intră și pentru că sunt îngrijorate de ceea ce se întâmplă. Vedeți că politica aceasta, tot de că reînnoim clasa politică, o facem, o cosmetizăm, nu știu ce să-i mai facem până la urmă, va trebui totuși să acceptăm că în clasa politică, uite, și femeile au un trend crescător și pot să aducă ceva nou. De ce? V-am mai spus, sunt femei puternice, sunt femei care sunt foarte bine pregătite profesional, foarte bine pregătite. Suntem mame, suntem dedicate, știm ce înseamnă problemele într-o familie. Da. Vrem să se rezolve într-un fel și altfel, vrem să fie mai puțină suferință, deși s-ar putea să sune ușor ipocrit, dar ăsta este adevărul.
Bun. Pe mine nu mă interesează că eu, de exemplu, aș fi păcute să spună, vai de mine, mă îngrijorează foarte tare ziua de mâine. Nu. Dar am părinții, am prietene, am rude, care sunt presate de aceste lucruri și pe mine mă interesează. Da, vă înțeleg. Dar, pe mine și pe cele, și pe colegele mele. Înțeleg, da. Care e situația în familiile doamnelor care se duc să facă politică? Se duc și soții? Că, de pildă, la dumneavoastră în familie, soțul nu face politică. Nu face. Da. Nu. Îi convine să rămână dumneavoastră? Spuneți, domnule, eu am plecat la ședință. Da, el are o răbdare teribilă și eu niciodată n-am să reușesc să-i mulțumesc suficient pentru acest lucru. Este un tip extrem de inteligent și m-a văzut că îmi place să fac acest lucru și că o fac altfel decât o fac și bărbați, dar se mai întâmplă și femeile, da? Și mă ajută, chiar mă ajută, să știți. Fără ajutorul lui... M-ați provocat să adresez o altă întrebare. În ce sens faceți altfel? Ce să fac altfel? V-ați zis că faceți altfel decât o fac bărbații. Păi nu, mult mai aplicat, adică pe mine nu mă interesează neapărat să ajung director de nu știu, nu mă pasionează lucrul ăsta. Nu am nevoie de așa ceva. Eu mi-am obținut un loc de muncă printr-o diplomă la facultate pentru faptul că am învățat când, unde și cum a trebuit. Și aveți un curriculum. Normal că l-am. Sigur. Da. Dar trebuie să recunosc că am și un soț extrem de înțelegător și care întotdeauna m-a ajutat, întotdeauna m-a sprijinit. Este foarte important. De ce? Pentru că aveți dreptate. Plec în teritoriu și stați un pic, că n-a început încă această campanie. Trebuie să rămână. Am un adolescent, avem un adolescent de 16 ani. Nu este puțin, dar mulțumesc mult. Nu este puțin lucru. Și totuși s-a asumat. Sunt doi bărbați puternici și copilul meu este principalul meu fan. Am înțeles. Îmi administrează și contul de Facebook, mă ajută. Da. Bun, și vor să câștige cine vreți și dumneavoastră să câștige. Deci de asta... Da, la mine e mai, nu e unul social-democrat și unul de sorginte liberale. Exact pe tema asta mergem, dar pe aceeași temă, social-democrată. În afară de campanie, mai aveți și altceva? M-ar interesa mijloacele specifice. Deci, cum fac bărbații campanie, cam știu. Se merge pe stradă, nu știu, au oferit flori acum 2 martie. Da. Da, dumneavoastră femeile aveți... Idei... Domnul Zmeuranu, știți ce va trebui să facă și femeile, dar și bărbații acum? Mă rog. Nemai existând acele atracții, șepcuțe, băscuțe, tricouri, pixuri, brichete, suntem obligați toți să ne ducem foarte mult să stăm de vorbă cu oamenii. Mm-hmm. Nu să mă duc să-i dau un pliant în brațe și să-i spun, dragă, cel mai bine să votez PSD-ul, că uite Ponta ce bine ți-a făcut. Nu cred că nu este suficient acest lucru. Trebuie să stai să vezi omul, pe om ce îl interesează, că degeaba dau eu un mesaj așa cum îl consider eu, dacă omul acela îl percepe altfel. Și atunci trebuie să discuți mult mai mult cu el și avem timp să o facem, că nu trebuie să ne ducem spre oameni neapărat în campania electorală. Putem să începem de acum să ne ducem spre ei. Dar... De asta vă spun că programul de activități este extrem de apăsat de aceste două campanii electorale, pentru că noi suntem hotărâte să facem și înainte de campanie niște vizite prin orașe, prin localitățile din care suntem, în care să vedem cetățenii ce-și doresc, ce am putea să le oferim, dar să le trebuiască, să-i intereseze cu adevărat. Înțeleg, dar faceți acest lucru în echipe mixte? Adică, în echipe mixte, da. Deci vă duceți împreună cu domnul. Încă o dată, repet, Organizația Femeilor Social-Democrate este partea Partidului Social-Democrat. Sigur, nu este știu partea... asta, m-am gândit că ați luat și pe compropriul chestia. Mai mergem și așa, dar de regulă mergem în formații mixte, așa cum ați spus dumneavoastră. Am înțeles. Și vă lasă să fiți și noastră în față, acolo la bătaie, cum ar veni, sau sunteți doar parte disuită? Dar chiar ne roagă, nu că ne lasă, chiar ne roagă. Pe noastră sunteți și talentată în sensul ăsta, adică eu cred că aveți putere de convingere și de negociere. Doamnă, vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. O plăcere. Am rugămintea și la dumneavoastră și la celelalte doamne care conduc Nații de Femei să ieșiți în media, că ne interesează. Asta înseamnă înnoirea clasei politice în primul rând. Sunt extrem de încântată, doamnă, pentru faptul că sunteți interesat de ceea ce spun femeile în politică. Foarte, foarte interesat. Da. În felul ăsta se schimbă atmosfera. Mulțumesc încă o dată pentru multă plăcere. Participarea la emisiune. Rămâneți, doamnelor și domnilor, după pauza de publicitate, senatorul Daniel Nițu, pentru prima oară la Criterii Naționale, la emisiunea Criterii Naționale, după ce a preluat președinția ALDE în județul Vâlcea. Luăm pauză și revenim.